Nu știu dacă v-ați gândit ce n-am avea dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos. Spuneam dimineața că dacă s-ar găsi în lumea noastră un Samson, un Samson care să apuce singurul stâlp pe care stă tot creștinismul, învierea lui Hristos, și să-l clătească din loc, să-l smulgă din locul lui, noi ar trebui să întoarcem coperta din spate peste toată credința noastră, peste tot ceea ce suntem și credem. Dragii mei, dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos, n-am avea pace cu Dumnezeu. Eu încep doar lista. Stați și meditați în zilele acestea și continuați lista cu tot ceea ce n-am avea dacă Hristos n-ar fi înviat. N-am avea pace cu Dumnezeu, n-am avea un nou legământ ratificat prin sângele și învierea Lui. N-am avea intrare liberă în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt. N-am avea, atunci când păcătuim și ne cerem iertare, un avocat care să pledeze cauza noastră în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt și a completului de judecată ceresc. N-am avea un mare preot care să desăvârșească mântuirea noastră mijlocind pentru noi în fiecare zi. N-am avea dovada dumnezeirii Lui și un om n-ar putea mântui pe nimeni, nici măcar pe sine însuși. N-am avea judecător și judecată și o dreaptă răsplătire într-o lume despre care Solomon spune că nici măcar la scaunele de judecată nu este dreptate. N-am avea Domn și Hristos, n-am avea pe cine să-L mărturisim ca să fim mântuiți. N-am avea nădejdea revenirii Lui. N-am avea nădejdea învierii noastre din morți. Dar n-am avea nici mire ceresc, nici nuntă. Iar după nuntă, n-am avea domnie împreună cu Hristos, chiar dacă am fi biruit cu El în viața aceasta. Și vă rog, nu lăsați lista deschisă, continuați-o. Eu aș lua primul lucru din lista aceasta, n-am avea pace cu Dumnezeu dacă n-ar fi înviat Hristos. Ceea ce a rupt pacea noastră cu Dumnezeu, știți că în răcoarea zilei prietenii se întâlneau și vorbeau Dumnezeu Creatorul cu omul și soția lui? Dar când a intrat păcatul în lume, păcatul a rupt pacea cu Dumnezeu, ne-a făcut incompatibil cu cerul și am fost scoși afară din prezența lui Dumnezeu. Și nimeni și nimic nu poate relega, renoda această relație cu Dumnezeu, nu poate aduce pacea cu El, decât învierea Domnului Iisus Hristos din morți, pentru că numai ea poate rezolva cu adevărat păcatele. Iar prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți, s-a făcut ceea ce nu s-a putut face de-a lungul întregii istorii. Dragii mei, începând cu păcatul lui Cain, sau păcatul lui Adam, să mă întorc mai înapoi, a Evei, a lui Cain și a urmașilor lor, toate păcatele noastre s-au adunat în prezența lui Dumnezeu, acuzându-L de nedreptate. În momentul în care El a zis, plata păcatului este moartea și nu l-a omorât pe Adam, Dumnezeu s-a încărcat cu vinovăția lui să dea har pocăinței sau timp pocăinței lui. Dar imaginați-vă dacă păcatele sunt adunate înaintea lui Dumnezeu, cineva, cumva, cândva, ar trebui să curețe acest templu ceresc, să le scoată din prezența lui Dumnezeu, să le ducă în domeniile păcatului. Ascultați-l pe Pavel vorbind în capitolul 3 din Roman, versetele 25 și 26. Pe El, pentru patul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și poată Dumnezeu arăta neprihănirea, dreptatea Lui. Observați, până când Domnul Iisus n-a venit să facă această lucrare, Dumnezeu era încărcat cu vinovăție, nu-și putea dovedi, arăta dreptatea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele în vremea îndelungei lui răbdări. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea sau dreptatea lui, în așa fel încât să fie drept și să socotească drept pe cel ce crede în Hristos. Problema mântuirii îl vizează în primul rând pe Dumnezeu, nu pe noi. În momentul în care Adam n-a murit, Dumnezeu, dragii mei, a trebuit să dea socoteală de încălcarea propriei lui porunci. Și un Dumnezeu drept nu trece păcatele cu vederea. Un Dumnezeu drept împlinește legea lui. Trecuse cu păcatele cu vederea în timpul îndelungei lui răbdării. Îndelunga lui răbdare și împovorarea aceasta lui Dumnezeu a durat milenii de la creație.
Și aș vrea să vă duc înapoi la una din profețiile Vechiului Testament, Daniel, capitolul 9, versetul 24. Daniel este în robie, Ierusalimul este dărâmat, poporul este într-un fel nimicit și rămășița dusă în robie și el stă și plânge înaintea lui Dumnezeu, rugându-L pe Dumnezeu să împlinească profețiile lui Ieremia. Și la un moment dat, îngerul Gavril vine și îi vorbește. Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să rostești, să te rogi, a ieșit cuvântul și am venit să ți-l vestesc, căci ești un om preiubit și scump. Ia aminte la cuvintele acestea și înțelege vedenia. 70 de săptămâni, 70 de heptade, 70 de câte 7, cât or fi durat ele, au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Nu uitați, este vorba de poporul lui Daniel, de poporul Israel și de cetatea sfântă Ierusalim. Pentru că doar în cetatea aceasta, doar pe muntele acestea, spune Isaia în capitolul 25, 6 la 8, putea să se readucă pacea dintre Dumnezeu și om. 70 de câte 7 au fost hotărâte peste cetatea ta cea sfântă și urmăriți ce urmează. 6 lucruri, până la încetarea fără de legii, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii. Nu putea profetul să rostească un singur cuvânt, deci a trebuit să întoarcă toate aceste cuvinte până la încetarea fără de legii, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii. Dragii mei, cred că povara aceasta apăsa pe inima lui Dumnezeu. Dumnezeu aștepta împlinirea vremii și ceasul mai mult decât le-am așteptat noi. Pe noi nu ne-au interesat, eram ca niște oi rătăcite, fiecare își vedea de drumul lui. Dumnezeu aștepta eliberarea, neprihănirea, dovedirea ei. Dar textul continuă, până la aducerea neprihănirii veșnice, a dreptății veșnice, până când păcatul nu este rezolvat, dreptatea veșnică nu poate fi adusă, până la pecetluirea vedeniei și prorociei, cu alte cuvinte, până la ratificarea noului legământ, un legământ mai bun care să ne ajute să intrăm în prezența lui Dumnezeu și până la ungerea Sfântului Sfinților ca mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Păcatele adunate de-a lungul întregii istorii înaintea lui Dumnezeu trebuiau rezolvate. Cum se rezolvă aceste păcate? Dumnezeu a încrustat în ritualul din ziua ispășirii, care de-a lungul a 16 secole, în fiecare an, practic, sternea așteptarea omenirii, în așteptarea împlinirii acestui ritual, acestei prefigurări. Ziua ispășirii este singura fereastră spre cer. Noi nu putem ști ce se întâmplă acolo, nu putem ști de ce a trebuit să intre Domnul Iisus în templul ceresc. Dar în ziua ispășirii s-au întâmplat toate lucrurile pe care Domnul Iisus a trebuit să le împlinească și aș enumera 3 dintre ele. În primul rând, era nevoie de un mare preot mai bun decât Aron, un mare preot compatibil cu cerul, un mare preot care să poată intra în prezența lui Dumnezeu ca să curețe păcatele din prezența lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu se putea face cu orice fel de jertfă. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Nu este iertare. Dar nu orice fel de sânge putea să fie bun pentru Dumnezeu. De aceea a trebuit să intre cu un sânge care să echivaleze cu păcatele întregii omeniri. Doar un astfel de sânge putea curăți templul ceresc de păcatele adunate înaintea lui Dumnezeu în vremea îndelungei lui răbdări. Dar mai era nevoie de ceva. În ziua aceea mai era un țap viu pe care marele preot încărca toate păcatele adunate, mărturisite în anul ispășitor precedent. Domnul Iisus Hristos a trebuit să împlinească toate aceste 3 lucruri. Doar cel înviat putea fi jertfă desăvârșită și mare preot desăvârșit. Și tocmai un astfel de mare preot, spune Epistola către Evrei, capitolul 7, versetul 26, un astfel de mare preot ne trebuia. Și ascultați, vă rog, calificativele lui: sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale, apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr,
Legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Numai un astfel de mare preot este compatibil cu cerul, putea intra în prezența lui Dumnezeu ca să curețe păcatele adunate înaintea lui Dumnezeu. Și numai învierea l-a desemnat pe Domnul Iisus Hristos un astfel de mare preot. Lucrul acesta îl confirmă Epistola către Evrei, în capitolul 5, versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. M-aș opri puțin să meditez la aceste cuvinte. Dacă eu trebuie să strig cu strigăte mari și cu lacrimi către cineva ca să mă izbăvească de la moarte, eu nu pot izbăvi pe nimeni de la moarte, pentru că nu mă pot izbăvi nici măcar pe mine însumi. Într-un fel, aveau dreptate preoți cei mai de seamă să se mântuiască pe sine. Și atunci vom crede cine este el. Doar că în planul lui Dumnezeu mai trebuia să treacă încă câteva zile. Observați, câtă vreme a fost în trup, el n-a putut să izbăvească de la moarte pe altcineva. El însuși aștepta izbăvirea de la moarte. Și aici vorbește despre învierea lui din morți. Și fiind ascultat din pricina evraviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit sau dovedit desăvârșit, prin învierea din morți s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot în veac, după rânduiala lui Melisedec. Spuneți-mi, ce n-am avea fără învierea lui? N-am avea mare preot, n-am avea mijlocitor, n-am avea cine să pună o vorbă bună la Tatăl pentru noi. Și n-am avea, dragii mei, nici jertfă, pentru că învierea vine după moarte, și n-am avea mântuire. Versetul 15 din capitolul 7 continuă așa. Lucrul acesta, adică faptul că doar după înviere a fost numit mare preot în veac, după rânduiala lui Melisedec, se face luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Pus mare preot prin învierea din morți, prin puterea unei vieți nepieritoare, fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melisedec. Având învierea ca dovadă, ca dovada desăvârșirii lui, Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cordul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Învierea l-a dovedit pe Domnul Iisus mare preot desăvârșit și jertfă desăvârșită, acceptată de Dumnezeu. Mai era un lucru de făcut. După tiparul pe care îl vedem în ziua ispășirii, cineva, ceva, cumva, trebuia să intre în templul ceresc, să adune toate păcatele, să le încarce în spinarea lui și să le ducă în domeniile lui Azazel, în domeniile celui care a adus păcatul în lume prin răzvrătirea lui. Vreau să vă spun, numai înviatul Fiul al lui Dumnezeu a putut ridica păcatele omenirii și a putut să le ducă în domeniile păcatului. În ziua ispășirii de la popor se cereau doi țapi și un berbece ca arderă de tot. Aș vrea să priviți la cei doi țapi, foarte important să-i vedeți pe amândoi. Sunt doi dintr-o singură pricină. Cel junghiat nu putea învia. Dacă ar fi putut învia, era suficient un singur țap. Dar cei doi țapi vin și împletesc două funcții esențiale pentru ca ispășirea să fie completă și să fie posibilă. Versetul 5 din Levitic, capitolul 16.
Se ia de la adunarea copiilor lui Israel doi țapi ca jertfă, nu jertfe, nu-i plural, e singularul. Doi țapi, o singură jertfă. Doi țapi ca jertfă de ispășire și un berbece ca ardere de tot. Se ia cei doi țapi, se-i pune înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii, Aron să arunce sorți pentru cei doi țapi. Un sorț pentru Domnul, un sorț pentru Azazel. Dacă oricare țap putea fi a oricăruia, înseamnă că Azazel și Domnul trebuie să fie realități comparabile, doar că unul este Dumnezeul adevărat, iar celălalt este pretinsul Dumnezeu. Cel care a vrut să fie ca Dumnezeu, el este tatăl păcatelor, dragii mei. El a dus păcatul prin răzvătirea lui în lume. Versetul 9. Aron să ia țapul care a ieșit pentru Domnul și să-l aducă jertfă de ispășire. Asta înseamnă să-l junghie, să ia sângele, să-l ducă în Sfânta Sfintelor. Iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel să fie pus viu, notați vă rog, în fața Domnului ca să slujească pentru facerea ispășirii. Imaginați-vă cum ar fi fost în ziua aceea să mă limitez la un singur țap, la jertfa pentru ispășire, sângele dus în Sfânta Sfintelor și lucrurile să fie încheiate aici. Chiar dacă marele preot ar fi ieșit din cort, viu și nevătămat, ispășirea n-ar fi fost făcută. Ca ispășirea să fie completă, era nevoie de împletirea, de conjugarea funcțiilor ambilor țapi. Cu alte cuvinte, pentru ispășire era nevoie de sângele primului țap să fie dus ca plata păcatelor în Sfânta Sfintelor și era nevoie de țapul cel viu să se încarce, să ridice păcatele omenirii și să le ducă în domeniile lui Azazel. În ziua aceea se făcea o ispășire pentru două categorii. O dată pentru oameni și, al doilea rând, pentru lucruri. Păcatele nu stau pe mese, pe lemne, pe flori, pe copaci, pe pietre. Păcatele, dragii mei, stau pe noi, agenții morali în universul lui Dumnezeu. Noi le comitem, noi ne încărcăm cu ele. Poartă amprenta noastră digitală, poartă harta retinei noastre, sunt inconfundabile. Păcatele mele nu sunt ale tale nu sunt ale mele. De ce într-o singură zi pe an se făcea ispășire pentru lucruri? Trebuia făcut ispășire pentru Sfânta Sfintelor, trebuia făcută ispășire pentru restul cortului întâlnirii. Versetul 20 din Levitic, capitolul 16. Când va isprăvi de făcut ispășire pentru Sfântul Locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. Țapul cel viu. Aron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului cel viu, să mărturisească păcatele pe el, toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei, să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va fi însărcinat cu aceasta. Priviți-l o clipă. Încărcat cu păcatele adunate de-a lungul unui an întreg, încărcat cu ele și ducându-le în locul păcatelor, în domeniul păcatelor. Versetul 22 precizează lucrul acesta. Țapul acela va duce asupra lui toate fără de legile lor într-un pământ pustiit, în pustie să-i dea drumul. Asta este doar o prefigurare. Cineva a trebuit să împlinească această funcție. Și ascultați-l pe autorul cărții Evrei, continuând în capitolul 9, versetul 23. Deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. A intrat cu sângele lui, dar apoi, dragii mei, s-a pus o întrebare în ceruri. Cine se va încărca cu păcatele, nu ale lui Israel, dintr-un an de zile, ci cu păcatele întregii omeniri, de la Adam și până la sfârșitul istoriei? Cine le va lua în spinare să le ducă în domeniile lui Azazel? Credeți că a fost un lucru simplu? Veniți cu mine în grădina Ghețimani. Ucenicii dormeau. Domnul Iisus, cu sudor de sânge, stătea în fața Tatălui
implorându-L, Tată, dacă este cu putință, să treacă de la mine paharul acesta. Dar ce era în paharul acela? Erau toate păcatele omenirii. Păcatul meu, păcatul tău, păcatul nostru, al tuturor înfăptuit în motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Imaginați-vă ce putea fi în paharul acela. După toată zbaterea și truda, Domnul Iisus a zis, și totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dragii mei, în momentul acela, El s-a angajat să devine țap pentru Azazel, să se încarce cu păcatele întregii omeniri, să curețe templul ceresc, să le ducă în domeniile lui Azazel. Poate veți zice, fabulez, s-ar putea. Dar am să citesc un text care mie mi se pare ciudat. Nu vreau să îl discut în dimineața aceasta, pentru că cere o paranteză mult prea lungă. Dar în 1 Petru, capitolul 3, versetele 18 la 20, numai prin insuflarea Duhului Sfânt putea scrie Petru așa ceva. Sau în lumina tiparelor vechi testamentale. Versetul 18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți. Asta este jertfa de ispășire, primul țap. Ca să te aducă la Dumnezeu. Dar acum priviți-L pe al doilea. Nu era cazul de doi, pentru că e cel care a murit, a și înviat. Și a putut conjuga cele două funcții. El a fost omorât în trup, dar a fiat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Închisoare? În închisoare, dragii mei, sunt duhurile celor care așteaptă judecata. Ce să caute acolo? Dragii mei, s-a dus să vestească duhurilor din închisoare. Că după ce El și-a terminat această lucrare, avem pace cu Dumnezeu. S-a împlinit tiparul vechi testamental. Prin învierea sa, Domnul Iisus Hristos a terminat ispășirea. Învierea sa l-a dovedit mare preot desăvârșit, jertfă desăvârșită. Și doar El cel viu a putut căra păcatele noastre ale tuturor în domeniile lui Azazel. Dar de aici încolo dați-mi voie să ies un pic, să las mintea să fugă. Poate că C.S. Lewis, prin Leul, Dulapul și Vrăjitoarea, m-a ajutat să fabulez în direcția asta. Dar imaginați-i pe Hristos ca țap pentru Azazel, cărând păcatele omenirii în domeniile lui Azazel. Toți dracii dănțuiau în jurul lui. Țineți minte că atunci când l-a dus Duhul în pustie ca să-l ispitească, a venit diavolul și retul să îl momească. Fă din pietre pâine, aruncă-te de bestașina templului sau închină-te mie și îți voi da toate împărățiile pământului. Este scris și diavolul a trebuit să fugă. Dar acum Domnul Iisus era cu păcatele noastre încărcat în bătătura Lui. În ziua de Rusalii, când Petru se ridică să vorbească, strigă tuturor celor din fața lui, voi l-ați răstignit prin mâna celor fără de lege și l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea, de moarte. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și pentru că n-a avut păcat, moartea nu l-a putut ține. Și El a înviat a treia zi din morți. Spuneți-mi, ce n-am avea dacă Hristos n-ar fi înviat? În primul rând, cel mai important lucru, drum spre casă, pace cu Dumnezeu, brațele deschise ale Tatălui ca pentru fiul risipitor. N-am avea inel în deget, încălțăminte nouă în picioare, haine peste murdăriile păcatelor noastre spălate prin sângele Său. N-am avea banchet și nuntă, pentru că n-am avea pace cu Dumnezeu. Am o veste bună. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat! Și pentru că El a înviat, păcatele noastre au fost șterse, templul ceresc a fost curățit, dreptatea lui Dumnezeu a fost dovedită, iar noi avem pace cu Dumnezeu.
Ascultați-l pe Pavel vorbind în Epistola către Romani, capitolul 4, versetele 24 în jos. Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina faptului că am fost socotiți neprihăniți. Știți care sunt implicațiile acestui lucru? Sunt incredibile, spune versetul următor. De aceea, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu. Strigați cu mine. Avem pace cu Dumnezeu. De ce? Pentru că El a fost dat pentru fără de legile noastre și învierea a dovedit neprihănirea noastră și putem intra cu capul sus în prezența lui Dumnezeu. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, ba mai mult. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea, însă nădejdea aceasta nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Cel puțin de Paști aș vrea să dezbrăcăm minciunile, dragii mei. Tu nu ești creștin pentru că ești baptist. Nu ești creștin pentru că ești penticostal. Nu ești creștin pentru că ești... Poți să pui ce etichetă vrei. Dacă l-ai pe Duhul Sfânt, ești creștin. Ce n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Și de aceea, dragii mei, prezența Duhului Sfânt în noi este singura dovadă a păcii noastre cu Dumnezeu. Duhul din noi strigă, Aba, adică Tată, tăticule. Avem îndrăzneală să venim înaintea lui Dumnezeu. Dar îmi pare rău că nu vă cunosc pe toți cum vă cunoaște Dumnezeu. M-aș duce prin sală și fără jenă, în Duminica Înviere, aș pune degetul pe tine și aș spune, hei, tu ai pace cu Dumnezeu? Dacă nici măcar în Duminica Învierii n-ai curajul să-L mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, să crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, n-ai nicio șansă la mântuire. Prezența Duhului Sfânt în noi dovedește pacea noastră cu Dumnezeu, strigă că am ajuns acasă. Dar am ajuns acasă în Duhul, dragii mei, în trup eu sunt încă aici, cu toate necazurile, durerile, cu toate poverile care trebuie să le port, nu numai eu, ci și dumneavoastră. Spunea Manu vineri seara, dacă trece printre rânduri, n-ar găsi unul care să nu sufere sau să nu fi suferit, sau care nu va suferi. Problema cea mai mare nu este suferința în trup, ci problema cea mai mare este că până când ajung acasă, mă gândesc de câte ori am să mai păcătuiesc. În motivații, în atitudini, în gânduri, în vorbe, în fapte, toate sunt păcate. Dacă cineva zice fratelui său, nebunule sau prostule, este un ucigaș, vrei o pedeapsă mai aspră ca pentru un ucigaș? Ce am să fac până în ziua aceea? Dragii mei, datorită învierii Domnului Iisus Hristos, există naștere din nou, intrare în prezența lui Dumnezeu și rezolvarea păcatelor noastre până când vom ajunge în slavă. Aș lua primul lucru, nașterea din nou, citind un singur verset din Petru. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți. Dacă Hristos ne-a înviat, noi nu suntem născuți din nou, nu avem acces în împărăția lui Dumnezeu. Nicodime trebuie să te naști din nou. Fără nașterea din nou, nimeni nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru că Hristos a înviat, noi suntem născuți din nou, cei care am crezut în El. Și Pavel ne invită să intrăm în Sfânta Sfintelor. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat, cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Dar acum Hristos a înviat. Iar noi, cei născuți din nou, avem nădejdea învierii.
nădejdea îmbrăcării cu un trup de slavă, nădejdea domniei împreună cu Hristos. Și câtă vreme suntem pe drum, dacă se va întâmpla să păcătuim, pentru că Hristos a înviat, avem la Tatăl un mijlocitor, un avocat care pledează cauza noastră înaintea completului de judecată ceresc. Dragii mei, Doamne iartă-mă, nu rezolvă problema dacă nu este cineva acolo să prezinte garanțiile, sângele Lui și mijlocirea Lui desăvârșită. Și de aceea doar învierea Lui Iisus Hristos este nădejdea rezolvării păcatelor mele de astăzi și ale tale și ale fiecăruia dintre noi. Pentru că El a înviat, nu trebuie să mai car povara păcatului pe spate. Am la Tatăl un avocat, am la Tatăl un mare preot care mijlocește să-mi desăvârșească mântuirea, să o termine până în ziua venirii Lui. Ascultați câteva cuvinte frumoase din Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 18, versetele 14 la 18. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi în ce privește relegare, religie, legătura cu Dumnezeu, un mare preot, milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Și nu cunosc un text mai frumos în Evrei decât cel pe care îl voi citi din capitolul 4, versetele 14 la 16. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Deci nu avem un mare preot care să aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Și încă două versete din capitolul 7. El, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Ce n-am avea? Dacă n-ar fi înviat Hristos? N-am avea pace cu Dumnezeu, n-am avea un nou legământ, unul mai bun, care să te ducă în prezența lui Dumnezeu, n-am avea intrare liberă în Sfânta Sfintelor, n-am avea avocat în cerul care să pledeze cauza noastră atunci când am păcătuit, n-am avea un mare preot care să mijlocească pentru noi și să ne desăvârșească mântuirea. Dar acum Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Iar noi avem pace cu Dumnezeu, avem un nou legământ, avem intrare liberă în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt, avem avocat și mijlocitor la dreapta Tatălui. Iar după masă, dacă Dumnezeu ne va învrednici, vom continua lista pe care abia am început-o. Dragii mei, totul avem doar prin învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că El a înviat, avem dovada Dumnezeirii Lui, avem judecată și judecător și o răsplătire dreaptă, avem un Domn și Hristos în locurile cerești, avem nădejdea revenirii Lui, avem nădejdea învierii noastre și a îmbrăcării cu trup de slavă, avem mire și nuntă, avem domnie împreună cu Hristos. Spuneți-mi, nu vă vine să cântați împreună cu mine? Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte.
mormintem viață dăruindu-lem. Hristos a înviat din morți cu moartea de moarte.